Înainte de toate, suntem în direct cu Jorge, care am înțeles că nu mai este în spital, acum este pur și simplu acasă, după ce a făcut o nouă intervenție la același picior unde s-a operat anul trecut. Salut, Jorge, ce faci? Cum te simți? Bună, bună, dragilor! Mă simt fantastic de bine, neașteptat de bine. Ieri m-am intrat în operație, astăzi de dimineață am ieșit. Nu vine să cred că am mers din prima, adică m-a luat domnul doctor să-i dea Dumnezeu sănătate. Deci, doctor Andrei Bogdan, să fii sănătos, îți mulțumesc din tot sufletul meu. A fost o operație de menisc, nu? Operație de menisc a făcut... Deci mi-a zis că meniscul meu era franjuri. Asta mi-a zis, deși aveam 4 suturări de data trecută, n-am înțeles ce s-a întâmplat... Pur și simplu a cedat. Aia e. Important este că acum am ieșit din spital, mă simt foarte bine, pot să calc în el, că data trecută am stat 5 săptămâni fără să pun piciorul jos. A fost îngrozitoare recuperarea. Dar de mâine deja mi-a zis la recuperare, la kinetul, la fizio. Primele... Păi și adică poți să mergi direct la operație? La operație, la antrenament? Nu mai trebuie să stai 5 săptămâni până pui piciorul jos? Nu. Nu, no, fantastic, mi se pare genial ce a făcut. Mă rog, depinde doctor, de intervenție și de fiecare lucru, fiecare pacient ce are acolo. Da, asta sunt super recunoscător și nu-mi vine să cred. Sunt șocat de cât de bine e și chiar am voie să fac câțiva pași, să mă duc până la baie și să mă întorc, atât. Dar e genial, deci sunt super mega recunoscător. Spune-mi întâi de toate, la Survivor te-ai mai uitat? M-am uitat pe Voio. Că am fost foarte ocupat, am încercat să lucrez cât mai mult până când m-am operat, că na, mă așteptam acum o săptămână, 10 zile să nu mai fiu disponibil, dar m-am uitat pe Voio, am văzut așa cât de cât, am văzut și ultimile discuții, ce să zic, sunt fericit că sunt acasă. Și eu mă bucur din toată lumea, din toată inima că ești acasă. Da. Nu, ar fi fost mult prea complicat Jorge, să fiu acolo în condiția asta. Ce putem să-ți dorim este să te refaci bine, să te refaci repede și să ne vedem sănătoși aici la emisiune. Cu prima ocazie când am voie să fac mai mulți pași, vin. Putem să ne vedem mâine, să văd cum mă simt după prima ședință de recuperare. Și ușor, după o săptămână pot să revin la programul normal. Mulțumim mult, Jorge, multă baftă. Eu vă mulțumesc și salutări tuturor. Dacă are cineva nevoie, scrieți-mi pe Instagram, că vă zic exact unde, ce am făcut, cum, dacă pot ajuta pe cineva, cu mare drag. Mulțumim mult de tot. V-am pupat. Mergem acum să vorbim despre ce se întâmplă la Survivor, pentru că ce se întâmplă la Survivor se discută aici. Andreea, când te-am văzut așa colorat, îmbrăcat, ce crezi că-mi vine? Să strănut. Aolea. Ceea ce înseamnă că e cu noroc că ai venit astăzi la emisiune. Vai, nu, bă, dar ne-a rupt de la... Sănătate, eu care culoarea mea preferată este de la crinii aia, Andreea. Negru. Ne-ai omorât, doctore, cu crinii tăi. Sau e ceva ce nu ne-a spus doctorul, poți fi alergic și la culoarea roz. Sau la Andreea Tonciu. No, mai bine se... la Andreea Tonciu decât la roz. Bună, Andreea, și bine ai revenit în platoul emisiunii noastre. Bună, Cătălin. Iată-l și pe Cristi Mitrea, coleguțul ziua, nostru. Bună ziua. Uite ce bine îmi stă mie cu Cristi aici să comentăm. Două scorpii. Fratele meu. Două scorpii. Suntem născuți. Scorpii! Păi așa ziceau toți acolo, voi... Mai. Cum eu nu pot să zic că nu ne stă bine în postura asta de scorpii. Ce faci, Andreea? Cum e când te uiți de acasă la Survivor? Foarte relaxant și foarte enervant câteodată. Te supără oamenii aia de acolo? Îți dai seama când vine să spar televizorul, dar am dat 100 de milioane pe el și nu mă îndur. Cine te enervează cel mai tare? Păi sunt mai multe persoane care mă enervează, știi? Că eu sunt, știi, Cătălin, eu zic tot ce simt. Foarte direct. Nu sunt aici cu ce o perdea. Și căpușă. De cine te enervează? Zani mă enervează rău de tot. De ce tu? De ce? Îmi iau hate, nu-mi iau hate, nu mi importa. Consideră zi. Que pasa? Nu mi importa. Eu soy Griselda. Așa. De ce mă ceri cu Zani? Dar ce e, frate, s-a dus acolo să fie dictator? Adică?
Da, eu acum am realizez cât de naivă am putut să fiu eu acolo. Adică? Bine, am stat și foarte puțin și n-am avut timp. Detaliază tu că mă ții ca pe jara aici. Eu l-am ascultat pe Zani, Andreea Tonciu l-a ascultat pe Zani, care Andreea Tonciu nu o ascultă pe mama ei doar câteodată, pe soțul ei nu-l ascult, eu trebuie să fiu ascultată, știi? Și eu l-am ascultat pe Zani, frate meu, acolo, m-a făcut cu capul. Tu îți imaginezi? Mai zic și data trecută, în sensul că se pare că îi manipulează pe toți. Da, că... da. Așa cum ai mai zis, că toți îl pupă în fund și că îl fac liderul lor, dar de fapt dar este un lider fals. Dar cine e Zani? Păi un pic, tu ai fost acolo și ai ascultat de ce ți-a zis Zani. Da, am zis să fiu ok prima oară. Îți dai seama, n-am stat și mult. Că înseamnă dacă că băiatul e tare, păi acum hai să fim realiști. Dacă a reușit să te convingă și pe tine și să te dezmeticești după 3 luni când ai ajuns acasă. Nu, stai puțin, că nici n-a reușit să mă convingă, că am vrut eu, că nu mi-a zis el fa așa, că a acceptat Tonciu. A, ai fost ca o pisicuță ascultătoare. Da, n-am zgâriat rău, crede-mă. Asta e. Deci chiar am fost, pe bune. Și după deci, aia, văzând te enervează, ce dar... se întâmplă, zic, dar eu cum am putut să fiu atât dar de totuși tăcută, nu înțeleg de ce te enervează atât de tare Zani. Și de ce? Pentru că m-a subestimat. Adică? Eu sunt genul de persoană care sunt foarte sinceră și am fost extrem de sinceră și am spus ce caut eu la Survivor și da. După ieșirea mea din competiție și te aranja faptul că a vorbit a vorbit că sunt veriga slabă. Da. Dar ok, știu că sunt că eram veriga slabă, că nu sunt vreodată acolo și sportivă, că ești campionul campionilor. Da, sau... da. Înțelegi? Dar de ce nu mi l-ai spus atunci în față? Da, sora mea, sunt lângă tine. Te fac să stai cât mai mult aici. Dacă mă asculți, tu o să reziști aici cu mine. Bă, atunci, Zania, ești mecher, mă, merită să câștige. Dacă știe să-i facă pe toți. Dar de ce? Păi nu cum de ce? Pentru că într-un concurs ăsta de strategie și forma asta de manipulare poate fi un skill, poate fi un atribut foarte bun. Adică poți să zici că poți să calci pe cadavre. Dar nu e, ideea e că despre strategie. Da, exact. Ea știe să-și facă supuș acolo. Da, dar tu faci strategii cu mine care eu nu-mi doresc premiu. Păi tu nu-mi doresc premiu, dar te-a făcut. Aia e durerea. Tu faci strategii cu Tonciu, mâncați. Păi te-am pachetat acolo, Andreea. O să faci cu cine vrei, dar nu cu Tonciu. M-am pachetat, dar știi că la final o să ne revedem. Și am să-i zic niște vorbe. Adică? Nu pot să ți le spun. Ce ai să-i zic niște vorbe? Nu, n-am cum să ți le spun aici. Vrei să ne luăm amendă, na? Adică la finală tu zici că ai să-i zici ceva? Da. Adică așa supărat ești pe ea? Face to face, da. Tu uite mă, vine Zani, se uită la tine, îți face de două ori din genă, imediat nu o să mai ce, o fi și vreun frumos rău să-mi facă să... Exact. Dacă se bazează pe șarmul lui și va fermeca pe tot. Că uite, se pupă pe gât, se pupă noaptea, se țin în brațe, ai văzut? Băiatul meu. Haideți să vedem, uite, un material care susține ce discutăm noi aici cu Ana Pal. Fetele de obicei fac curățenie, pink am, le fac de mâncare, asta este cât din ultimul timp. La început ne găteam tot singuri, acum a rămas o echipă foarte unită și fetele au grijă de noi, ne fac paturile, le fac de mâncare și nu ne impune. Am așteptat o zi de genul ăsta după multe jocuri la rând să ne relaxăm și să mâncăm împreună. Ce zici așa trebuie să are puțin cartă. Că se termină. Eu am încercat să chem pe Ana Pal, dar Ana Pal e foarte retrasă și așa este ea. Dacă ea vrea să-și facă treaba în felul ei, n-are nimeni cum să o forțeze să ne supărăm pe ea. Eu nu mă supăr pe Ana Pal, că ea nu face tot ce facem și noi. Așa este ea. Nu m-am pot atașa de oricine. Nici măcar, nu știu, nu mă simt în largul meu între ei. Prefer să fiu eu așa. Eu și cu mine. Faza e că mie mi se pare că colegii pe Zani îl prea țin așa în pus, îl prea vorbesc, îl prea ridică. Dacă el face o strategie, noi trebuie să facem tot ce cum spune el. Îl văd ca pe regele tribului. Și nu mi se pare. De asta eu stai mai retrasă și nu mă interesează de ei. Uite, o fată care gândește la fel ca mine. Adică? A văzut și acum e Zani. Cu strategiile, cu... s-a retras săraca. Nu știu de ce, nu s-a retras, de ce s-a retras. Uite, unele persoane zic că Andreica e curajoasă, adică de tine. Eu? Că ești curajoasă acum, că ești acasă, că în rest acolo erai mielușel. Cine a zis, drag, așa? Sunt mielușel? Păi eu nu sunt mielușel. De aici. Păi n-am Arată-mi! Ce să zic? Eu nu sunt mielușel. Eu n-am stat mult în competiția asta, am vrut să fiu asta ok. Asta știe de toată lumea, Andreea. Păi da. Unii chiar au clipit de la un episod la altul și nu te-au mai văzut, adică... Păi asta zic că prințesele, reginele doar vin, salută și pleacă, cum divele, pardon. Da.
Da, la tine fata. Chiar te-ai dus a doua oară pentru a rămâne mai mult, dar da. S-a întâmplat ce dar s-a întâmplat. Dar vezi că puteam să vin acum cu strategie, dar eu nu știu să fac strategii, să spun, da... Uite, mi-am multă dorit lume... să stau mai mult, dar dacă n-am putut, ce vrei să multă fac? Multă lume e supărată pe Zani că jignește și că practic are o atitudine da. Greșită față de alți oameni, adică sunt multe mesaje. Dar și pe mine m-a făcut caracatiță. Cine? Zani. Și? Păi, când, adică în show atunci? Eu nu mai sunt după în emisiune. Și, da. Da, eu nu mai sunt în emisiune, da. De ce după nu ce mi le spune în față? Ha, păi, na, poate da. O să ți le spună când vă vedeți. Crezi că e un semn de slăbiciune că se temea de gura ta? No, păi e foarte, e mai tupeis ca mine. Să știi. Deci e mai tupeis ca mine. Dar n-ai de unde să știi, poate a fost o întrebare acolo la testimonial. Asociază-o pe Andreea Tonciu cu un fluc de mare. Și a zis caracatiță, adică poate da. A fost... Da. Da, și noi credem acum, Cătălin, nu! Dar ai văzut că mai sunt momentele alea, Zani și Ana Porgras? Pe bune, chiar acum, chiar sunt pe bune împreună? Nu știu, am văzut eu așa, niște secvențe. S-a jucat un joc, s-a jucat adevăr și provocare și, într-adevăr, la un moment dat a primit Zani o provocare să o pupe pe Ana. Dar e altceva, pe mine altceva m-a făcut să râd. A primit o provocare să o pupe pe gât și după aia s-a întors și a spus Ana, ți-a plăcut? Da, poate nu mai eu râd la astea, dar... Bună, ziua Zania este chiar foarte bună. Iată, telespectatorii ne dau mesaje. Da. Sunt pro și contra, bineînțeles că niciodată. Lumea ne ceartă pe noi că favorizăm echipa faimoșilor și... nu, ce faceți cu echipa faimoșilor și cum îi favorizați pe războinici, iată. Lumea ne acuză pe noi că îi favorizăm pe războinici, nu, noi ne fiind acolo. Noi putem să avem, să fim și subiectivi cu toate sau să avem preferați. Nu, dar cred că se referă la show, la ce se întâmplă, numai că e fix realitatea de la, din Dominicană, de la Survivor. Atât pot războinici, atât pot faimoșii. Tu, Andreea, pe războinici cum îi privești? Sunt foarte buni, dar din prima clipă de când am ajuns acolo, eu chiar am rămas mască că zic, eu, dacă de-abia alerg pe traseul ăla, cu cine mă bat eu pe aici, că mă fac toți praf. Da, uite, sunt lumea cere bun. Să meargă Tonciu înapoi, ar fi ceva. Mamă, da! Ce, te mai duce? Să mă duc? Da, să zici că ar fi așa, o excepție și... Să știi că n-a spune nu, m-aș duce. Păi de ce? Pentru mai că niciodată pe nu drum. Pot să refuz. De ce tu? Că nu-mi place să refuz. Mă duc și că stau 3 zile, 5 zile, vreau să mă duc. Zani este foarte deștept și are o tactică bună. Eu spun ce mesaje ne trimită telespectatorii. Zani este foarte bun, Tonciu, dacă era mai puternic, ar fi ajuns mai departe cu el. Na, vezi? Așa este, dar eu nu am putut să rezist. Zice acolo. Cineva, Andreea, ești foarte tare, ne distrăm de fiecare dată când e la emisiune. Mulțumesc! Andreea Tonciu are dreptate, Zani se dă mare, foarte mare și chiar dacă nu este. Haideți să mai vedem totuși material ca să mai vorbim pe niște dovezi cu lucruri care se întâmplă la Survivor All Stars. Bă, frate, eu nu vreau de la tine decât demnitate de bărbat. Când dai bărbat, ești bărbat până la urmă, vreau să văd bărbăție de la tine. Nu vorbești de mine odată pe la spa. Aud de la lume, nu zic nimic. Aud și a doua oară, nu zic nimic, aud și a treia oară. Deja mă calc și pe coadă. Înseamnă că tu faci chestia intenționat. Vorbește că sunt eu acolo și dacă am ceva să zic, zic, dacă nu accept și ăla e. Hai să vorbim față în față, atâta tot. Andrei și Sorin parcă se ceartă așa ca două țațe câteodată când nu le-i. Au ei conflictul lor. Nu prea îmi dau seama de ce. Bine, oarecum și Andrei e tăios așa la vorbă, îl vede pe Sorin al nostru că e un pic mai lent pe traseu și Andrei nu ezită să-i spună. Voi vedeți, adică vedeți și voi, sau sunt eu nebun, vedeți și voi frustrarea lui Sorin? În momentul când îi spun că e slab? Toată lumea vede că... Adică, știi care e faza? Că da. Eu nu fac absolut nimica decât să scot în evidență realitatea din jocul ăsta, Survivor. Sunt doar un simplu jucător care sublinează niște lucruri pe care le vede. Este simplu. Doar că am văzut că Sorin începe ușor-ușor să, mă rog, încearcă să mă atace, să mă jignească. Că sunt o țață, că... Ce faci content pe amă deci cu Sorin? Mie, dar nu vreau eu să fac, da, Doamne. La consiliul ăsta care am fost, mi s-a părut că el, oricine, orice ar fi zis, el se băga în discuție. Da, da, și da. Nu își avea rolul de acolo. De fiecare dată face chestia asta. Sunt discuții care ușor-ușor se întețesc pentru că apare unificarea. Da, ei simțeau de ceva timp. Da. Asta cu dusul vorbei de la unul la altul, știi? Când ajungi dintr-o stânga-n dreapta, dintr-o
dintr-un camp în celălalt și încep să zbârfești foștii colegi, mie nu-mi place de niciun fel. E ca și când amândoi, e vreunul dintre ei care nu face ceva greșit. Că am, până la urmă toată lumea se bârfește acolo, cred că nu vedem noi destul cât ne-am dorit. Sau Andreea n-a bârfit cât a fost acolo. Nu, că n-am avut timp. Andreea, dacă ar fi să ai tu puterea asta magică și să alegi să câștige cineva, cine ai vrea să câștige? În primul rând de la războinici. Da. Și cineva care are copil acasă și chiar are nevoie de bani. Cad social. Da. Da, totuși, dacă, de ce ai zis clar de la războinici și nu de la faimoși? Pentru că sunt faimoși și ei au. A, de asta? Da. Ești populist, așa ești. E doar un criteriu material, adică da. Nu-i faci diferență între, nu se pare că ia sunt oameni mai buni, oameni mai răi. Hai să spun... Doar din prisma faptului da. Că au de unde să... Da, să... Adică da. Da, da, da. Au un job constant în mintea noastră și poate să facă... Dar... Hai să spun ceva, ceea ce n-am spus-o... Niciodată. Niciodată. Când am filmat promo în Dominicană, am filmat cu Zani. Da. Și chiar am avut o discuție cu el și am spus... Să știi că nu te cunosc atât de bine, dar îmi place de tine ca om. Atunci chiar îmi plăcea de el ca om, că nu-l știam și s-a purtat foarte ok cu mine. Și am zis, să știi că eu chiar mi-aș dori ca tu să câștigi Survivor. Dar acum ți-o spun și spun în fața tuturor că nu mi-aș dori să mai câștige el Survivor. Din punctul meu de vedere. Și tu ești sui pe la spate. Atunci ai spus-o în față că ți-ar dori să câștigi. Da, acum... păi și te-am spus-o ție acum. Acum mi-am dat seama ce fel de persoană e și nu mai vreau. Da, ce, nu pot să-mi schimb părerea, dar trebuie să rămâne aceeași. Păi nu, dar... Tu spuneai de el că te bârfești, deci că ce faci, uite ce faci tu pe la spatele lui. Ce fac? Spun adevărul, eu spun și în față, dar spun în fața națiunii. Dar tu crezi că o să facă cu toată lumea așa? Crezi că el s-a apropiat și are bisericuțele lui acolo ca să folosească de ei, pionii lui? Cu prietena lui acolo, atât. Cu prietena lui. Ana? Da, da. Atât. Și dacă o trădează și pe Ana, ai impresia că o va trăda? N-are cum. N-ai văzut că la un moment dat, nu, n-ai văzut că la un moment dat, la jocul de imunitate... Trebuia să i-a dat ei. Să vede clar, dar nu mă când interesează. Când i-a dat să țină dintre. Da. Uite, întreabă cineva prin ce e faimoasă Andreea Tonciu. Prin felul meu de a fi nebună, o nebunule. Care ai scris aici. Păi da, auzi. Eu te-am mai citit așa mesaje. Citește-le că eu răspund la secundă, nu-i problemă. S-a găsit, acum să zic, că dacă nu eram Andreea Tonciu, nu mai eram la... Pro TV sau la Survivor sau la emisiune. Zi, frate, Mico, deja... Hai cu talentul, Andreea, să vorbești! Uite, ce-am vrut să mă zici? Dar eu te cred, Cătălin! Uite. Dar mie-mi plac astea, că mă agită! Doamna! Doamna! E doamnă, mâncare nu știți să faceți la ora asta, că vă vin copiii! Doamne, doamne! Stați-o comentați pe Tonciu! Da. Cineva zice, de ce o promovați pe Tonciu? Uite, mai că sunt Tonciu! Altcineva zice, bravo, Tonciu, ne distrăm cu tine și ne relaxăm. Normal, Cătălin, nu mă place toată lumea. Asta e. Înțelegi? Cineva zice, măcar tu ești o tipă sinceră. Dar mai sunt oameni care nu mă plac și normal că răspund așa, din plictiseală și din neavând ce face. Din invidie, Andreea, din invidie. Ce să ai, bă, frate, cu mine? Oamenii sunt răi, sunt invidioși pe succesul tău. Cineva zice, forță, Iancu, forță, Iancu, Iancu câștigă. Mesajele telespectatorilor noștri, altcineva ce e zăpăcită rău, Tonciu îmi place mult de ea. Adică câteodată nu-i poți să-i mulțumești pe toți. Oamenii sinceri câștigă de multe ori publicul foarte ușor. Și Andreea e sincer. Cineva zice, Tonciu are gura prea mare. Da, stai, mâine mă duc să-mi pun în buze, că o fac și mai mare. Dacă nu-i convine așa. Bă, te prăiești așa, mă, și tu. Ca să o am, ca să aibă după aceea să comenteze că o am mare. Te roțuiești cu telespectatorii. Nu înțeleg de ce. Nu, eu doar îți răspund la ce zici tu. A zis cineva că ești foarte frumoasă și distractivă. Mulțumesc. Așa, bravo. Andreea, până la urmă, să știi că se împart mesajele de ambele părți. Și de bine și de mai puțin bine. Ai, da, normal, important că, uite, cineva a zis că ești cea mai realistă și amuzantă. O ador să o văd la TV. Bravo, Tonciu. Vedeți, mulțumesc, doamne. Trebuie să o chemăm, că o adoră lumea să apară și la televizor. Felicitări, Măruț, o ai pe nebună în platou, iubește toată lumea. Eu vă mulțumesc că ați venit. Mulțumim. Vedem ce se întâmplă la Survivor și recomandăm mâine subiectele zile. Da. Andreea, mulțumim mult. Dacă vrei să transmiți ceva, acum e ceasul. Momentul. Să-mi dea și mie follow pe Tonciu Andreea Oficial cu bifă. Vă rog frumos, nu uitați. După publicitate, revenim.